Cetățene Gianel Valentin Ionuț, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana voi cu Florentina Gabriela? Da. Cetățeană, voi cu Florentina Gabriela, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Gianel Valentin Ionuț? Da. Avem grijă de copiii ăștia? Trebuie să avem grijă că habar n-au de capul lor, trebuie să-i îndrumăm, să-i... Abia-i, adevărat. Mai simt, la început le-am zis, bă, vezi că-i ce trebuie. Ei, uite că au ajuns destul de departe. Ei, o să fim alături de ei. Le dorim multă fericire, să iubească mult, să se respecte. Să ne urmeze planul, da, ca să-i și botezăm, da. Să mărim familia. Deja astăzi o mărim că i-am adus și pe ei în familie. Sperăm să facem și mai mulți copii, să facem familia și mai mare. Ne bucurăm astăzi că suntem aici. Le urăm toată fericirea din... Abia așteptăm să jucăm și la nuntă, la nunta mare. Nunta mare, da. O să fie distracția și mai mare. Până una alta ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Pe petrecere frumoasă. Vă iubim! Pa! Cetățene Gianel Valentin Ionuț, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeana voi cu Florentina Gabriela? Da. Cetățeană, voi cu Florentina Gabriela, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Gianel Valentin Ionuț? Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Statul este obligat să sprijine prin măsuri economice și sociale încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Soții hotărăți de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În urma consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, vă declar căsătoriți. Vă doresc fericire, casă de piatră! Vreau să vă rog să termin la semnat. Dumneavoastră primul și aici o să-mi scrieți așa.